La finele acestei săptămâni, Petrolul Podcoava va susține singurul meci de baraj pentru a accede în eșalonul superior, după ce echipa Unirea Țigănești a renunțat la turneul care decidea echipa ce va evolua în Liga a treia. Fotbaliștii olteni vor întâlni jucătorii de la Minerul Costești. Deși mai puțin experimentați, ei sunt încrezători în șansele pe care le au și vor să-și atingă obiectivul propus, calificarea în eșalonul superior. Individual nu îi cunosc, dar din ce s-a auzit și ce ne-am interesat și noi, sunt jucători mai cu experiență care au jucat la un nivel mai... Deci vorbim de Costești. Da, vorbim de... Care au jucat la un nivel mai mare, dar sunt mai bătrâni, să zic așa, față de noi, sunt mai... Și de păcăturile astea poate să lase condiția fizică. Da, avantajul nostru poate să fie vârsta. Meciul dintre Petrolul Podcoava și Minerul Costești se va desfășura sâmbătă cu începere de la orele 17:30 pe terenul de fotbal din localitatea Bascov, județul Argeș. Din păcate, datorită pandemiei, suporterii echipei din Podcoava nu își vor putea susține jucătorii, meciul desfășurându-se fără spectatori. Teren neutru pe noi ne-a ajutat, cred, foarte mult. Jucăm acasă. Terenul gazdă, suporterii, lumea, orice ne-a ajutat. Acum este un pic mai dificil. Aici jucăm la Pitești, din câte am auzit. De fapt, colegul tău spunea că la Valea Ursului. La Valea Ursului, da, spre Curtea Dargii. Undeva între Pitești și Curtea Dargii. Petrolul Podcoava înregistrase până la întreruperea campionatului 15 victorii și un egal, acumulând 46 de puncte. Având în vedere deciziile luate de Asociația Județeană de Fotbal și poziția ocupată de echipa din Podcoava la momentul întreruperii campionatului, aceasta a fost declarată campioană județeană și a primit dreptul de a lupta pentru promovarea în eșalonul 3.